După ce ieri s-a luat decizia de a se închide școala gimnazială Nanu Mușcel din Câmpul Lung, astăzi și școala gimnazială Oprea Ergulescu și-a suspendat cursurile în zilele de 30 și 31 ianuarie. Acest lucru a fost decis în urma absenteismului mare înregistrat în ultimele zile, peste 20% din efectivul de elevi, fiind diagnosticat cu diverse afecțiuni respiratorii acute sau cu gripă. Astăzi la școala gimnazială Oprea Ergulescu, ca urmare a numărului foarte mare de copii care au fost bolnavi, împreună cu DSP Argeș, ca urmare a adresei trimise în școli prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Oprea Ergulescu a hotărât suspendarea cursurilor. Mai ales la ciclul primar am avut foarte mulți copii bolnavi, undeva în jur de 140 de copii din 347, și ieri am avut un număr foarte mare de absenți și, gândindu-ne la sănătatea copiilor, am hotărât să suspendăm aceste cursuri, urmând ca materia să fie recuperată pe parcursul semestrului al doilea. La ora actuală, în județul Argeș, 4 unități de învățământ au cursurile suspendate, 2 din Câmpul Lung, școlile gimnaziale Nanu Mușcel și Oprea Ergulescu, școala gimnazială Podul Dâmboviței și o școală din Pitești.